Din îndepărtata Australie, din statul Queensland, orașul Brisbane, vin și eu ca și fiu al lui Ioan Alasu, Adrian, unul dintre cei 7 copii. Vin în această zi de durere, de despărțire, dar în același timp zi de laudă și de bucurie la adresa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mă năpădesc amintirile, în același timp mă năpădește un sentiment de tristețe, de despărțire, dar în același timp un sentiment de laudă și de mulțumire la adresa lui Iisus Hristos în ceea ce privește Tatăl meu cel drag, cel scump, cel iubit, Tatăl meu cu care am mers în lucrare, cu care am predicat Evanghelia Împărăției, Evanghelia lui Iisus Hristos, care este puterea de mântuire a fiecăruia care crede. El a ajuns și pe meleagurile australiene și împreună cu mine a predicat Evanghelia. S-a bucurat de nepoții lui care îi are aici și da, de ce nu, vă binecuvintez mama și cei care ați ajuns în România să-l petreceți pe tata pe ultimul drum. Vă binecuvintez pe dumneavoastră, Biserica Carmel, familia mea de credință și da, suntem cu toții îndurerați, dar în același timp suntem cu laudă în inima noastră și cu mulțumire la adresa lui Iisus Hristos. Familia Lasu din Australia, familia Telegaru, da, socrii mei care sunt cuscri cu tata, și în același timp familia lui Doina, fosta de Dan, da, ei de fapt fac parte din familia noastră lărgită, pentru că noi suntem rudenii cu familia de Dan prin alianță. De fapt, Doina pentru mine este ca o mamă și pentru copiii mei și îi iubim și vă transmitem cu toții că suntem alături de dumneavoastră, vă binecuvântăm, ne rugăm și vreau să vă aduc un verset din Sfânta Carte Biblie, din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cu versetul 3 și cred că acest verset l-a caracterizat pe tata. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin. Cred că tatăl meu a fost în căutare, în alergare după Dumnezeu pe acest pământ. Dorul lui a fost să fie tot mai îndrăgostit de Mântuitorul lui, să-l cunoască tot mai bine și să-l facă de cunoscut altora. Și El și-a sfârșit alergarea, El este în slavă, El se bucură de Mântuitorul Lui, de Domnul Lui, de înaintașii care au ajuns înaintea Lui. El a ajuns în numărul așa de mare de martor și de ce nu? Trebuie ca și noi ca și biserică, ca și familie de credință să fim în sărbătoare. Așa cum cerul este în sărbătoare și noi trebuie să fim în sărbătoare. Așa cum a spus un om al lui Dumnezeu, D.L. Moody, atunci când ziarele vor vui că D.L. Moody, marele om al lui Dumnezeu, a murit, să nu-i credeți. De-abia atunci voi fi viu și mai viu ca niciodată. Noi știm că atunci când ne dezbrăcăm de acest cort, de acest trup care merge în țărână, noi mergem să ne întâlnim cu Mântuitorul nostru, noi mergem să primim răsplata pentru faptele care le-am făcut, pentru slujirea noastră. Și tata a fost un om devotat, un om consacrat, un om care l-a iubit pe Mântuitorul lui, care l-a iubit pe Domnul lui, un om care și-a tras familia în prezența lui, în casa lui. Și un om care a fost devotat slujitorilor lui Dumnezeu și lucrării. El a fost un om care i-a plăcut să suporte slujitorii, păstorii și în același timp i-a plăcut să meargă în misiune și în ultimii ani din viața lui el a luat foarte mulți oameni, foarte mulți tineri în misiune cu el, în lucrare.
Și da, vă binecuvintez și vă încredințez în mâna Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Vă iubesc și mi-e dor de voi și de-abia aștept să mă întâlnesc cu Tatăl meu în ceruri. Mai este puțin, de aceea haideți ca de această dată, prin această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o, prin care l-a chemat pe tata acasă, să ne lăsăm motivați de Duhul lui Dumnezeu, să alergăm mai cu foc, mai cu elan, în alergarea în care ne stă înainte. Vă zic, Maranata, Domnul vine, să fim gata. Amin.